Bine ați venit la etalarea bonus pentru ascendent lună-soare în Capricorn. Să vedem ce avem acum pentru voi. A fost un 10 de bute, dar după câte se vede, a plecat din viața voastră pentru moment. Și acum aveți eremitul, căutați o soluție poate. Sau poate vă gândiți să faceți noi lucrări, planuri. Vedeți? Noi lucrări sau planuri. Iar aici aveți asul de monede. Poate chiar vă faceți prieteni noi pentru că aveți regina de monede care vă reprezintă. Și posibil pentru voi luna aceasta să vă aducă foarte multe schimbări. Trei de monede, wow! Luna? Am senzația că treiul acesta de monede într-o echipă de oameni sau un grup de oameni, persoana la care te aștepți te va ajuta cu siguranță pentru că ai luna. Simți, ai intuiție. Aici aveți spânzuratul. Vezi lucrurile din alt punct de vedere, dar când am cu luna, fraților, cu siguranță cineva acolo, afară, va acorda multă atenție decorului casei și fie vă apucați de dat cu var, fie schimbați în casă, ceva se întâmplă aici. Nouă de cupe, manifestarea dorințelor voastre. 10 de cupe, vă simțiți bine în sânul familiei, iar aici moartea este o transformare, ceva la care voi nu spuneți, dar să știți că este o transformare. Și 6 de cupe, asul de săbii și moartea. S-ar putea să fie înșelat de un prieten apropiat. Bineînțeles că nu se aplică pentru toată lumea, dar este ca și cum ai încheia niște relații care ai crezut sau ai avut impresia că sunt relații vechi, de bun augur, ceva bun în viața ta, dar de fapt acum cred că a venit timpul să vezi ceva, să alegi cum ar veni sau o retriere a prietenilor. Ce avem aici pentru voi? Ia să vedem aici ce găsiți voi. Parcă nu aveți încredere în voi, dar știți cu siguranță că puteți să faceți ceva nou. Și eu aici aș spune că veți obține mari beneficii din contracte vechi, pentru că aici veți merge să revizuiți ceva. Un echilibru, deci încercați să faceți toate lucrurile în același timp. Iar săbile, în general, eu v-aș spune să verificați în continuu documentele. Pajul de bute, 8 de bute, cineva care vă ajută. Poate că este chiar o persoană cu care vei comunica. Poate vei împărtăși acest lucru, că ai nevoie de ajutor. Regina de monede, tu ești. 6 de monede, da? Fii atent, atent, atentă la ce semnezi, la documente. Moartea și regele de cupe, iar aici aveți moartea, regele de cupe și diavolul. Pentru voi aici, regele de cupe poate fi partenerul. Ce-mi spune aici? Să aveți grijă de sănătatea partenerului vostru. Nu contează feminin, masculin. Aveți grijă de sănătatea partenerului.
pentru unii dintre voi diavolul și regele acesta de cupe aici ține de lichide, dar în momentul în care se schimbă ceva, e o transformare aici, poate fi o schimbare meteorologică, știu eu, ceva de genul acesta, în momentul acela apare o complicație aici. Și de obicei, când aveți de-a face cu diavolul, sunt alergii de piele. Iar aici aveți grijă de documente pentru a nu pierde ceva benefic. Pentru că aici sunt bani veniți din ceva la care ați muncit foarte mult. Și am senzația că este și o muncă care e făcută ca un fel de share market, o asociere cu cineva, ceva la care să câștigi. Da, și unii dintre voi poate câștigați dintr-un pariu. E frumoasă, îmi plac etalările bizare care îmi dau aceste energii. Să vedem ce avem aici pentru voi. Energia care vi se dă. Aceeași energie care a mai fost la cineva. Aici este să-ți chemi înapoi, rechemi puterea ta. Aici te gândești la viitor. Este ca și cum ai face download tot ceea ce este ca informație pentru tine. Vedeți? Veștile, ceea ce vine către tine și am senzația că vin către voi vești sau aveți acces la ceva la care ceilalți nu au. Ce avem aici de la arhangheli? Deci vă recâștigați puterea. Și cu siguranță se va îndeplini ceva. Dacă nu vi se îndeplinesc 9 dorințe, una tot se va îndeplini. Cât de mică, dar tot se îndeplinește. Problema noastră este că ne gândim la multe lucruri deodată. Ce avem aici pentru voi? Noi începuturi, Arhanghel Jeremiel, aici începe o nouă viață, aici îți găsești de fapt scopul tău în viață. Wow! Ierți și este ca și cum faci o revizie a trecutului tău și pășești în noua viață. Superb! Superb! Numai bine, la revedere! Zâmbiți mai mult și ne auzim! Și încă ceva. Înainte de a închide, regina de spade și 6 de monede, vă rog să evitați să luați împrumuturi. A venit a venit ca o informație. Deci nu uitați să nu luați împrumuturi. Este bine să nu luați. Și luna îmi spune că o minciună poate cauza pierderi. La revedere, numai bine. Eu pot să stau pe o etalare ore întregi. Vă iubesc, numai bine.